vorbită despre etică. Am un argument pentru etică. Dacă ar fi, după părerea mea, ar să spune că am avea nevoie să predăm numai etică în școli. Dar în care să vedem care etică? Pentru că dacă avem impresia că vom preda o etică fundamentată pe principii relative, rezultatele unei asemenea etici vor fi tot atât de relative. Dacă plecăm, să zicem, de la etica lui Platon, pentru care idealul era homoios esteo, deci asemănarea cu Dumnezeu, dacă ne vom duce la etica lui Aristotel, pentru care culmea devenirii era teoria de Dumnezeu, era contemplarea lui Dumnezeu, și vom veni mai aproape de noi, vom constata că toate sistemele etice care au rămas la lumea istoriei și care au format realmente oameni, au fost acelea care nu l-au exclus pe Dumnezeu din ecuație. Ca să nu mai vorbesc de etica de factură abrahamică sau de tradiție iudeo-creștină. În interiorul căreia ne-am format ca popoare ale Europei. Că nu putem să spunem că suntem europeni, considerând că ceea ce a adus tradiția iudeo-creștină nu a însemnat nimic pentru formarea acestor popoare. De aceea, în calitatea pe care o am, sunt profesor de morală și spiritualitate creștină. Aș putea spune spațiul meu de mișcare cu mai multă libertate îl reprezintă primele secole creștine și spiritualitatea părinților bisericii. Mai nu așa cum spunea domnul profesor, mai nu asta înseamnă că vreo 20 de ani, mă preocupă și problemele de ultima oră în materie de etică, probleme de bioetică. Dar aș vrea să spun că nu putem dintre de valorile și care vreau la tradiția vreodată, nu putem trece cu vederea valorile creștine care sunt afirmate de 2000 de ani în spațiul acesta european, care actualmente, în numele unei libertăți fără coordonate și fără perspectivă, sunt puse în paranteză. Noi, în calitate de reprezentanții bisericii și biserica creștină, biserica ortodoxă, spațiul românesc, vreau să promovăm aceste valori, iubirea de aproape, toleranța, înțelegerea, lipsa de răzbunare, sacrificiul din iubire față de aproapele și altele și altele pe care le puteți cunoaște și cu siguranță pe multe de dumneavoastră le cunoașteți, dacă luați Sfânta Sfântură în mână și citiți. Toate aceste valori vrem să le cultivăm în sufletele copilului de astăzi, în sufletul omului contemporan, care știți că, din nefericire, astăzi suferă mai mult ca oricând de dezorientare și de lipsă de sens. Nici unul de-a unui niciunul din cel ca, dintre cei care au adoptat aceste valori la bătrânețe nu a regretat. Dimpotrivă. În ceea ce privește religia, dacă religia este considerată numai un sistem de informare cu privire la și nu este gândită și ca un sistem de formare în funcție de anumite valori fundamentale, valori care privesc omul nu numai acum și aici, ci care, văzând omul mai mult decât o cantitate de kilograme care intră în istorie și iese din istorie, când nu știe, când intră nu știe și când iese nu știe, ci dacă omul este privit ca o realitate cu responsabilități veșnice și cu o vocație eternă, vocație a cărei calitate va fi determinată de modul în care cultivă un anumit tip de valori și și le împropriază, atunci avem toate motivele să susținem necesitatea eticii sau a moralei în școală. Dar revin, care etică? Din nou, care morală? Noi mergem pe
și recomandăm și decăzând să realizăm lucrul acesta, să se predea o etică, o morală, dacă vreți, spun lucrul acesta, pentru că în limba greacă nu există distinția între etică și morală. Deci folosesc conceptul etică și conceptul aș presupune că nu există două cuvinte acolo, două rețele. Deci optez pentru existența unei etici în școală care să fie fundamentată pe valorile eterne, care nu limitează ființa umană, nu doar existența ei istorico-socială, ci îi dă încredere că este mai mult decât fruntariile istoriei. Și în funcție de lucrul acesta, puteți să înțelegem că un asemenea tip de etică te pune și într-o relație cu totul specială cu Dumnezeu. Deci vine cu religie, la ridicare, adică la, de la refacerea unei legături rupte cândva. Și în felul acesta constat că nu e nicio contradicție între religie și etică, cu atât mai mult vreo contradicție între religie și studiul istoriei religiilor. Dimpotrivă. Țin să vă spun că introducerea studiului istoriei religiei în învățământul superior din România se datorează unui preot. Fostul profesor de istoria religiilor de la Facultatea de Teologie, preotul Ioan Mihăcescu, ajuns după aceea arhiereului ca și apoi mitropolit al Moldovei, otrăvit în 1947 de către comuniști. Așa a murit marele profesor de istoria religiilor Ion Mihăcescu, profesorul lui Mircea Eliade. Mircea Eliade, de la cursul acestui profesor, a prins dragostea de istoria religiilor și după aceea a ajuns cel care a ajuns. Dar niciodată nu a negat valoarea a ceea ce a reprezentat și reprezintă creștinismul. Religia creștină, dacă vreți, în spațiul școlar, în spațiul universitar și în societate. Prin urmare, eu nu fac separații între studii istoriei religiei, între etică și religie. Dimpotrivă, prin noțiunea de religie, cuprinde și celelalte două noțiuni sau discipline, cum vreți dumneavoastră, istoria religiilor și etica. Mulțumesc!